La eveniment au fost înscriși cei mai buni 14 câini de căutare-salvare din țară. Membrii ai asociațiilor chinologice locale, ai cluburilor naționale de lucru și de rase veniți din Deva, București și Craiova. Probele de căutare-salvare s-au desfășurat în locuri extrem de grele și cât mai aproape de realitate, testându-se astfel pregătirea și rezistența psihică și fizică, atât a câinilor cât și a conducătorilor acestora. Proba de obediență și dexteritate a avut loc pe stadionul Tineretului, proba de căutare în dărâmături la Elpreco Craiova, iar cea de căutare pe suprafață la fosta unitate militară de la aeroport. Ultima probă, zona de câmp, a avut loc la intrarea de nord a Craiovei. Te ceartă că ți-a spus de nu știu cât. Gata, hai. Cărița. Hai, ieși. Lasă să se joace cu el, lasă-o. În urma acestui campionat, doar 50% dintre câini au absolvit acest examen extrem de greu pentru câinii de căutare, iar craiovenii au câștigat la toate specialitățile. La căutare pe suprafață s-a impus labradorul Oscar Liguard. La căutare în dărâmături a triumfat un alt labrador, Maya, dar și ciobănescul belgian Transilvana Life. Cu organizarea la centrul de educare canină sunt obișnuit, este o organizare ireproșabilă, este o organizare perfectă, iar referitor la nivelul câinilor, suntem în etapele examen. Am terminat probele de căutări, am avut 2 câini de superlativ, lucru care se întâmplă foarte rar, câinii se ia punctaj maxim, astăzi am avut 2 câini de punctaj maxim. Să vă spun ce înseamnă aceasta, în 25 de ani de arbitraj am mai dat la 6 câini în total maximul de puncte. Astăzi am dat la 2 câini pe care îi văd de viitor, îi văd să reprezinte România la campionatele mondiale cu locuri pe podium. Am avut câini începători care sunt în probe, se vede că încă noua garnitură a centrului de educare canină este în formare. Câinii care sunt pe trepte superioare sunt de o pregătire extraordinară. Surpriza acestei ediții de campionat național al câinilor de salvare 2015 a fost Saint Bernardul Steluța, care a absolvit proba de căutare pe suprafață la nivelul începători.